Pentru că vorbeam de punctele lui Xi Jinping, haide să vorbim și de punctele lui Donald Trump, care a enunțat 41 de puncte. Sper că te-ai uitat pe ele astfel încât să putem să dezbatem puțin din ele. Dar am văzut și ce spun analiștii despre cele 41 de puncte ale lui Donald Trump și îl caracterizează puțin ca un mic dictator sau un dictator pentru o zi. Sunt 41 de lucruri pe care le-ar face Donald Trump în prima zi de mandat de președinte. Da, ele pot fi reduse totuși la vreo 4-5 idei principale, adică toate aceste puncte pe care le repetă obsesiv atât în prima campanie pe care a câștigat-o și a devenit președinte în primul său mandat. Obsesiv convulsiv. Și ceea ce promite acum se pot încadra într-un discurs specific fascistoid, mussolinian de secol 20 Italia. Adică are un proiect anti-imigraționist, vrea să taie dreptul de cetățenie dobândit la naștere pentru străini, vrea să consolideze și mai mult zidul împotriva Mexicului. Adică toți mexicanii care s-au născut în așa să nu mai aibă cetățenie americană. Vrea să expulzeze nici mai mult, nici mai puțin, să-i încarce pe vapoare, cum s-a întâmplat în secolul 20 până Europa, pe indezirabili și să-i trimită din Statele Unite. Vrea să să închidă odată pentru totdeauna ideologia sexuală și transgender în toate școlile din Statele Unite. Vrea să interzică participarea la orice fel de competiție sportivă a bărbaților care se pretind femei, cum s-a întâmplat la Olimpiada de la Paris, de le-a znopit un domn care, mă rog, pozant sportiv în boxer, femeie, dar era bărbat din toate punctele de vedere. Adică aici are o retorică care vine cumva în întâmpinarea publicului foarte radical de dreapta spre extremă dreapta. America e pentru americani în primul rând, ca să facem din nou America great again, trebuie să scăpăm de tot ceea ce ne-a invadat pe timpul administrației lui Obama și a lui Biden și toți emigranții ăștia și toți ăștia care mănâncă, nu, câinii și pisicile oamenilor din Missouri sau din Arizona sau de oriunde. Majoritatea specialiștilor care au discutat aceste 41 de puncte și au încercat să le plaseze sub politica Constituției Statelor Unite, au ajuns la concluzia că niciunul dintre ele nu este legal. Adică nici măcar unul din cele 41 de puncte ale lui Donald Trump nu pot fi implementate din punctul de vedere al legii. Pentru că sunt niște legi foarte clare și foarte precise care nu permit unui singur om, mai ales în Statele Unite, să fie dictator pentru o zi. Sunt anumite chestiuni pe care Trump le poate face, dar sunt minore și nu sunt cele pe care el le-a tot enunțat repetitiv în această campanie electorală. Și atunci majoritatea analiștilor au tras concluzia că de fapt Donald Trump este un populist care încearcă să-și conserve și să câștige cât mai multe voturi de la un public majoritar de dreapta spre extremă dreapta. Ceea ce este din perspectiva lui de strategie politică corect, pentru că uite, așa cu discursul ăsta, Trump se află astăzi cu, în anumite sondaje, cu deja 3-4-5% peste Kamala Harris. Adică numărul de electori care l-ar vota pe Trump astăzi, dacă ar fi alegeri, este simțitor mai mare decât imediat după dezbaterea cu Kamala Harris de acum câteva zile de la ABC, în care Trump era doar cu 1% peste Kamala Harris. Acum s-a detașat un pic prin retorica asta, prin tipul ăsta de discurs, cu 3-4-5%. Adică sunt mulți analiști ai politicii interne americane care spun că dacă nu se întâmplă iarăși ceva foarte spectaculos din perspectiva creșterii Kamala Harris sau ceva catastrofal din perspectiva prestației publice a lui Donald Trump, cărțile sunt cumva așezate în favoarea lui Donald Trump. Adică și-a revenit cumva după o prăbușire destul de vertiginoasă. Acum, Donald Trump. Ca român așa din categoria medie, să zicem, dacă te gândești că de ani de zile românii așteaptă să intre în programul Visa Waiver,
Care crezi că ar fi mai avantajos pentru România, Trump sau Kamala Harris? Având în vedere că, iată, ne țin de atâta timp în suspans, vă vom accepta, vă vom primi. Pentru adică infractorii oricum deja au intrat în America și spart bancomate la greu. Pentru viză, pentru dreptul la muncă în Statele Unite și pentru politici de protecție socială pentru emigranți, dacă mă întreb din această perspectivă, este evident că mai favorabil și pentru românii care ar vrea să-și găsească un nou fel de viață în Statele Unite, ar fi democrații Kamala Harris. Din perspectiva asta. Din perspectiva unor români serioși care au afaceri serioase și care sunt deja în Statele Unite și care deplâng cumva forța de muncă foarte ieftină care vine prin filiera emigranților din Orient, din Mexic, din țările sărace din America Centrală și de Sud, ar fi mai interesantă revenirea conservatorilor lui Donald Trump. Chiar au fost făcute câteva sondaje printre românii din Statele Unite și a circulat cumva în presa de limba română din Statele Unite și în orașele albe, ca să le numesc așa mai dinspre sudul Statelor Unite, majoritatea românilor sunt mai favorabili lui Trump decât Kamala Harris. Dar e complicat, nu-mi dau seama exact. Pentru România, mare avantaje, în afară de asta, nu cred că ar fi.